În ceea ce privește meritul lui Petru Groza în salvarea Ardealului de Nord, luat prin seama voinicie și dictat de Ungaria Hortistă în august 1940. La încheierea, chiar înainte cu un an de încheierea celui de-al doilea război mondial, în marile cancelare, inclusiv la Moscova, s-au constituit comisii privind frontierele care trebuiau să fie statuate în conferința de pace de la Paris la încheierea celui de-al doilea război mondial. La Moscova s-a constituit din adjuncții lui Molotov o comisie care să studieze problemele frontierelor și au fost studiate inclusiv frontiera României în ceea ce privește Basarabia, era o problemă pe care sovietice nu o puneau la îndoială, dar în această comisie sovietică, în 1944, în iulie, avea trei variante. O variantă să meargă Ardealul de Nord, Transilva de Nord, la unguri, cea mai puțin probabilă, o variantă la România și o variantă să fie autonomă sau chiar independent Ardealul de Nord. Foarte interesant că în raporturile politice pe care Moscova le avea cu liderii comuniști din țările vecine României, aceste probleme posibil să fi fost cunoscute. Pentru că așa se explică de ce Walter Roman, în 28 iulie 1944, scrie o scrisoare acestei comisii prin care propune ca Transilvania, partea de nord vest a României, să fie independentă, spunând el, și chiar dădea și granițele, spunând acesta că nu trebuie să fie nici Ungariei, nici a României, ci să fie sub protecția Uniunii Sovietice. Lucru care sovietice nu l-au agreat. Dar foarte interesant, comuniștii maghiari au făcut demersuri pe lângă Stalin să li se dea lor Ardealul. Și foarte interesant că aceiași comuniști maghiari care aveau o filială în Ardealul ocupat au proclamat o republică independentă cu sediul la Cluj în 1946. De altfel, lucrurile erau extrem, extrem de complicate. De ce Groza are acest merit? El este cel care a intuit, deși avea informație, pentru că Petru Groza a fost în guvernul Sănătescu II, a fost în guvernul Sănătescu, în guvernul Rădescu, deci împreună cu liderii comuniști avea informații de ceea ce își dorea Moscova. Ori la Moscova s-a gândit nu în grilă ideologică, ci s-a gândit într-o grilă geopolitică. Stalin știa că nu poate să se bazeze pe comuniști care nu aveau influență în societatea românească și trebuia să facă un gest politic în societatea românească prin care să atragă atenția opiniei publice că Partidul Comunist nu este trădător al intereselor naționale. Și acest lucru venea în ceea ce își dorea și Moscova, pentru că, dând Transilvania în nord-vest României, încerca să îndulcească sentimentul pierderii Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Ori, în momentul în care o delegație a Partidului Comunist, condusă de Gheorghe Udeș, care era ministru
transportului și telecomunicațiilor pleacă la Moscova, Gheorghiu Udej pune problema Ardealului de Nord în fața lui Stalin și, deși sunt informații în istorie că Stalin i-a promis că va veni, el a înțeles și probabil de aici Petru Groza a știut această informație și a intuit cursul evenimentelor, că va da României pentru a îndulci sentimentul pierderii Basarabiei și Bucovinei. Dar voia ca în România, spunea Stalin, să aibă un guvern prietenos. Ce însemna un guvern prietenos? Un guvern care să nu ridice pretenții dincolo de ceea ce Moscova ar fi putut și care să nu facă opoziție la cursul evenimentelor pe care Moscova le dorea, nu numai în România, ci și în Ungaria, și în Bulgaria, și în Cehoslovacia.